găsit-o pe Efimia Sava în grădină, alături de florile preferate. După 50 de ani de pedagogie, fosta profesoară de istorie din satul Bardar duce dorul elevilor săi. Monica Babuc a fost și ea eleva mamei sale. A fost un copil mult așteptat, unicul pe care l-a dat Dumnezeu familiei Sava. Era pe timpuri și pionerii și consumălii și alte treburi, organiza, serat, eu știu ce, în fine. Acasă ea era puțin, venea și făcea temele și încă uneori și pe mine mă întrecea, că și eu stăteam târziu uneori, soțul scula, uite că ora 4 și tu încă nu te-ai culcat, acum trebuie să te duci. Dar noi, zicem, ne culcam, Monica încă făcea orele. Cea mai bună prietenă a Monicăi, Viorica, este ca o soră. Împreună le reușeau pe toate, primele la învățătură, dar și la șotii. Nu era clasa cea mai puternică, dar era clasa cea mai unită. Învățau foarte bine, da, și făceau bărbați, bunișoare. Din fragedă copilărie, Monica era atrasă de lumea frumosului. A frecventat mai toate cercurile școlare și scria scenarii pentru festivități. A dansat, a făcut parte din ansamblu acesta de dansuri de bal aici. Și în cor, și toate seratele, ele cu Viorica făceau. Mergeau la teatru încă de când era elevă, se duceau la teatru Eminescu, atunci teatru Pușkin, la concerte care n-ar fi fost. Părinții au lăsat-o să-și aleagă singură drumul în viață și i-au dat un singur sfat. Să fii modestă, să asculte fiecare om, fiindcă chiar dacă vine cu un caracter sau cu niște ambiții, asta poate că e caracterul lui.